Dragii noștri, iată-ne din nou împreună, cuvinte de suflet, înțelepciune adunată în ani sau experiența care ne duce astăzi la înțelepciune. Alături de mine și alături de dumneavoastră l-am pe domnul Pop, care ne va spune ce are nevoie omul să ajungă să dobândească o anumită înțelepciune. Credeți că anii sau experiența anilor? Și una și alta. Pentru că încă din tinerețe, din copilărie, dacă ai o educație corespunzătoare, te poți realiza în viață în mod onorabil. Dacă copilăria și tinerețea este dăunătoare, atunci sfârșitul este pe dos. Da. Multe ori și stând de vorbă cu persoane care, de la care avem ce să învățăm, totul se învârte în jurul unui cuvânt și anume respectul sau educație. Cum ar fi să comparăm trecutul cu prezentul? Ce aveau tinerii din zilele dumneavoastră, ce nu au tinerii din zilele noastre și invers, ce au tinerii zilelor noastre și totuși atunci nu era? Și aici mă refer la calitățile morale. Tinerii din zilele noastre, când eram noi tineri, aveau o credință în Dumnezeu. Asta le dădea o atitudine sănătoasă în viață, începând din tinerețe, din copilărie, tinerețe și până la maturitate. Astăzi tineretul, având în vedere bugetul familiei și în special la familiile bogate, sunt copii needucați sau se educați rău. Și vedeți că totuși ăștia fac multe lucruri neplăcute și compromit oarecum clasa de mijloc a societății pe care o reprezintă ei. Am înțeles. Și totuși ce credeți că stă la bază sau care, unde lipsește, unde se rupe veriga? Probabil părinții fiecare și părinții și dascălii își doresc un viitor bun, își doresc să contribuie la educația acestor tineri. Credeți că viața agitată care o trăim astăzi, lipsa timpului pentru că ne plângem de o anumită viteză în viața noastră, de o anumită agitație, de un anumit haos de multe ori, dat de goana după mai bine? Dorința tinerilor de astăzi este exagerată. Societatea oferă și o bază materială și bază educativă, dar ei vor tot mai mult, mai mult, mai mult și exagerează, adică nu se gândesc la viitorul lor. Când termină liceul, ei se consideră intelectuali. Uită că trebuie să muncească în societate și asta le creează un viitor dubios. Și asta este, trebuie să se acționeze în această direcție pentru educarea încă din școală a tinerilor și se poată să ducă mai mult. Cred că un rol important au și părinții. Din societatea de astăzi vor să le asigure copiilor tot ce se poate asigura mai mult și nu să uită la partea negativă, că ce reprezintă pentru ei această bunăstare pe care părinții se chinuie să le o asigure și ulterior, în mare parte sau nu majoritate, dar în orice caz, în mare parte din tineret, să duc pe căi greșite. Vă văd cu o insignă în piept, ceea ce înseamnă că sărbătoriți în acest an 50 de ani, o jumătate de secol de căsnicie. Cum au trecut acești ani? Dacă ar fi să mi descrieți în câteva cuvinte, ce au cuprins cei 50 de ani alături de un suflet care pe tot parcursul anilor cu siguranță l-ați simțit ca sufletul dumneavoastră geamă? Eu m-am tras dintr-o familie cu niște condiții mai stricte. Am întâlnit o soție deosebită care m-a înțeles, s-a aliniat
și eu m-am aliniat dorințelor și cerințelor ei și aceasta ne-a permis să încheiem cei 50 de ani în cel mai frumos decor al vieții noastre. Și sunt mândru de că am avut parte de această soție scumpă și nici nu știu cum să o prețuiesc în continuare, pentru că trebuie să mă închin, să mă îngenunchez în fața ei pentru modul cum m-a tratat și m-a ajutat și m-a înțeles, pentru că am avut servicii care am lucrat 12 ore, 14 ore și așa mai departe și a avut încredere în mine și totul a fost perfect. Astăzi nu cred că spun lucruri mari, cuplurile rezistă să treacă de o anumită vârstă, să zic de anumiți ani, destul de greu. Ce credeți că îi determină ca fiecare să meargă pe drumul lui, pe un drum diferit și de ce anume au nevoie ca să-și consolideze într-adevăr relația de cuplu, căsnicia? Astăzi problemele sunt puțin mai complexe decât în perioada tinereții noastre când am încheiat căsătoria și cerințele sunt diverse și asta duce după 2-3 ani de căsătorie, deja încep să apară problemele și multe divorțuri câte se întâmplă în ziua de astăzi este exagerat. Consider că societatea este vinovată în această direcție, că se preocupă prea puțin de educarea familiei. În condiții mai deosebite, adică niște activități educative la nivelul societății, la nivelul comunităților noastre ar trebui făcut mai mult, sta de vorbă cu ei și poate că trebuie găsit o întâlnire cu familiile care sunt în contradicție, care sunt în situații critice înainte de a ajunge la situația finală la divorț și așa mai departe. Adică ar trebui această perioadă găsit o soluție de a sta de vorbă cu ei și zic că se cunosc aceste familii, sunt identificate, știu, dar nimeni nu se ocupă de ele. Haideți, îmi permit să vă cer un sfat pe care cu siguranță sunteți îndreptățiți să-l dați tinerilor zilelor noastre. Eu m-aș adresa tinerilor din ziua de astăzi să își înceapă viața încă din copilărie, să considere că totul ce fac părinți este plăcut și sfaturile lor sunt bune și trebuie să țină cont de ele de-a lungul vieții. Că nu se poate să, și când ai ajuns la maturitate, dacă nu ții cont totuși de părinți, nu te consulți în continuare cu ei, greșești. Dar trebuie să te consulți cu ei, să-i întrebi, să-ți ceri sfaturi de-a lungul vieții. Și să consideri și la vârsta de când copiii mei au 50 de ani aproape. Dar vin la mine să consultă cu mine, cer sfaturi și mă bucur acest fapt foarte mult pentru că au încredere în noi, cum i-am educat și au încredere deplină în continuare în ceea ce noi le îndrumăm.